În ședința ordinară a primăriei municipiului Reghin, programată joi 27 aprilie, aleșii locali s-au întrunit pentru a discuta despre cele 12 subiecte de pe ordinea de zi. Consilierii au discutat pe tema proiectului de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Forumul Germanilor din Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului MyFest, Sărbarea de Mai, care va avea loc în data de 14 mai 2017, urmat de proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Fundația pentru Protecția Animalelor Robin Hood, Austria, în vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrarea câinilor și pisicilor de pe raza municipiului Reghin. Ordinea de zi a cuprins și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al UAT Reghin pe anul 2017 și proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării Clubului Sportiv Școlar din cadrul Liceului Tehnologic Lucian Blaga Reghin în vederea participării la 3 turnee internaționale de fotbal și alocarea din bugetul local al municipiului a sumei de 29.400 de lei necesară deplasării. Consilierii locali l-au ales pe Pădurean Mihai ca reprezentant al municipiului Reghin în adunarea generală ordinară a acționarilor companiei SCA Coaserv S.A. Târgu Mureș din data de 10 mai 2017 și au discutat pe tema proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reghin al unor mijloace fixe concesionate de către compania SCA Coaserv S.A. în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora. Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii și proiectul privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai-iunie 2017, dar și punctul diverse. Toate cele 12 proiecte au fost adoptate.